A început sau nu contraofensiva lui Zelenski. Armata ucraineană a lansat un contraatac mult anticipat împotriva forțelor rusești de ocupație, deschizând astfel o fază crucială în războiul menit să restabilească suveranitatea teritorială a țării. Cel puțin asta susține Washington Post. Kievul neagă. Sau poate este liniștea cerută de ucraineni. Între timp, luptele continuă în mai multe regiuni din țară și discut subiectul chiar acum cu Ștefan Popescu, analist de politică externă. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră de expert. Ce se întâmplă în acest moment în Ucraina, pe linia frontului? Pe linia frontului avem un indiciu și anume dinamitarea parțială a barajului de la Kahovka în apropiere de Harkov. O asemenea operațiune se face în momentul în care vrei să împiedici o operațiune militară într-un anumit sector, pentru că dinamitarea barajelor, să știți că este o metodă care s-a aplicat și în primul război mondial. De pildă, francezii au căutat să împiedice avansul german la frontiera franco-belgiană în 1917. Deci este clar că rușii doresc să securizeze o zonă din apropierea Crimeei, pentru că pentru ei Crimeea este fundamentală, astfel încât să ducă o parte din trupe în zona de nord a frontului, pentru că acolo probabil va avea loc contraofensiva ucrainiană. Acum să știți că orice contraofensivă rămâne de văzut ce efecte va avea, cât de puternică va fi, dacă va putea să disloce dispozitivul rusesc și să dezvolte perspective astfel încât să se curețe teritoriul pentru ca, așa cum spunea și dumneavoastră, să fie restabilită suveranitatea țării. Toate acestea sunt întrebări la care noi nu putem da încă un răspuns. Înțeleg că sunt acum din partea Ucrainei tot felul de atacuri pentru a testa poate forța rusă, exact, viteza de reacție, alte lucruri pe care le testează ucrainenii în zonă. Și vreau să vă întreb cum se compară situația actuală cu alte conflicte similare din trecut, pentru că știm mereu că din trecut putem să învățăm foarte multe lecții și să le aplicăm în situații similare din prezent. Aveți dreptate, ambele părți testează, să știți, nu numai rușii, dar și ucrainienii, dar și rușii testează pozițiile și, în primul rând, noi suntem într-o situație similară, oarecum, războiului de poziții din primul război mondial. Ați văzut, forțele rusești au făcut ample lucrări de geniu civil pentru a întârzia sau a bloca o posibilă contraofensivă. Dar v-am spus, rămâne de văzut de ce forțe dispun ucrainienii, pentru că au existat știri date chiar de partea americană, potrivit cărora ucrainienii ar fi trebuit să abandoneze Bahmutul. La Bahmut s-a murit foarte mult, au fost pierderi și de o parte și de alta și la un moment dat se vorbea că pentru această contraofensivă vor putea beneficia ucrainienii de 80.000 de militari. Acum s-a discutat de 40.000, deci probabil că pierderile au fost foarte mari. V-am spus, depinde foarte mult cantitatea de oameni, cantitatea de materiale. Mă întrebați de trecut. În 1943 a fost bătălia Niprului. Forțele sovietice au căutat să străpungă Nipru pentru a-i alunga pe nemți secundați de forțele românești. De o parte și de alta, să știți că au fost nevoie de 3 milioane de soldați, iar pierderile au fost la 1 milion cumulate. Deci, domnule Popescu, vreau să vă întreb acum care credeți că va fi desfășurătorul evenimentelor din Ucraina? Când va face Zelenski, când va porni de fapt oficial acea contraofensivă și care credeți că este punctul de plecare? Păi astea, știți, trebuie să-i întrebați pe cei din servicii mai mult decât pe un analist de politică externă care urmărește ca și dumneavoastră și caută să interpreteze. V-am spus, cel mai bun punct este o zonă fără frontieră naturală, adică în zona Niprului, mai ales acea zonă care este inundată, este exclus să aibă loc o contraofensivă. Eventual anumite infiltrații ale unor forțe de comando, dar care nu pot face foarte mult. Aceasta nu poate avea loc decât în zona de nord
a frontului. Numai acolo poate avea loc și, bineînțeles, să știți că nu totul depinde de situația de pe teren. Adică războiul se duce și în planul diplomației, dacă rușii nu vor mai avea spatele asigurat de chinezi sau anumite țări importante precum India nu vor mai cumpăra hidrocarburi rusești, deci astfel încât să le ofere resursele pentru conducerea războiului. Domnule Popescu, vă mulțumesc tare mult pentru analiză. Și eu vă mulțumesc.